și să te folosească în seara aceasta. Amin. Pace. Iubită biserică, îi dau slavă Domnului Iisus că am reușit să ajung și la dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru rugăciunile voastre. Ieri am avut febră 104,7 și mă văietam tare rău de tot, mă zvârculeam în patul ăla acolo. Dar Domnul a rânduit și această faptă bună în care să pășesc înainte de veșnicii. El le rânduiește, să știți. Noi suntem doar aceia, suntem doar niște pioni. Și în această seară aș vrea să vă aduc mărturia mea și Evanghelia, cum am înțeles-o și ce m-a făcut să înțeleg ca să mă pocăiesc. Înțelegeți că nu putea să vină un pocăit să mă ia de mână, să zică lasă tot și vină la adunare. Nici vorbă de așa ceva. Trebuia să fie ceva mai mult decât atât, mai ales că eram prins în lanțurile fără de lege. Într-adevăr, aici la voi m-a prins un virus, dar vedeți, nu doar răceala asta e problema mea, să zicem, măcar dacă atât era, am observat că majoritatea virusurilor, să zic așa, sunt între pastori. Știți ce fac pastorii virusați? Eu nu am observat, predic în Moldova, în Republica Moldova, în România, acum aici la voi, în America și cine știe pe unde Domnul mă va mai duce. Am observat că dacă pastorul e virusat, el știe că e virusat și în loc ca să se pocăiască de virusul lui și să renunțe la faptele lui rele, îi virusează pe vreo câțiva din adunare ca virusul lui să nu mai pară atât de rău. Mă înțelege ce spun? Și astfel, nu doar el e virusat, ci mulți dintre adunare e virusat și dacă vii și te iei de el, de fapt, mulți se sar în cap. De aceea, și în seara asta, eu nu vă cunosc adunarea, nu vă știu pe dumneavoastră în parte pe cineva, Duhul Sfânt vă știe și ne știe. Dacă s-ar putea să, pe videoproiector, să se pună verset cu verset ceea ce o să menționez. Și vă rog să mă verificați ca nu cumva să spun vreo erezie. Că poate interpretez eu niște texte aiurea și îi duc pe oameni în rătăcire. Mă înțelegeți? Așa că nu vreau asta. Săptămâna asta am fost invitat și mi-au făcut mulți pastori și multe adunări reclamă că precum o să ajung la ei, dar după ce au observat ceea ce predic de fapt și am predicat unele adunări, unii mi-au dat mesaje că nu mai primesc și că nu mai vor. Și asta e problema lor. Și am spus și susțin conform Bibliei și la ce înțeleg eu, așa cum dacă vă aduceți aminte din Iosua, în Iosua capitolul 6 și 7 de Acan, când Acan a furat, vă aduceți aminte, când Israel a fost bătut de o cetate micuță, Dumnezeu i-a cerut socoteală lui Acan pentru toată familia lui. Și un bărbat este responsabil pentru toată familia lui. La judecată, capul familiei, bărbatul, va fi primul tras la socoteală. Tot așa, în orice adunare, pentru orice biserică, cine va fi tras primul la socoteală va fi pastorul. În orice adunare. De aceea ferice de acei pastori cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu și de aceia care predică fără compromis și vai de aceia care nu vor să pocăiască. De aceea deschideți-vă bine urechile și vedeți cine vă călăuzește. Vă păstoresc oamenii cu videile lor sau te păstorește păstorul cel bun? Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Am observat că Dumnezeu, în adevăr, conform 1 Corinteni 12 și nu numai, sau Roman 12, Dumnezeu dă daruri. Dar vedeți, niciun dar într-o adunare nu este mai presus decât alt dar. Darul de pastor nu este mai presus decât darul de rugăciune sau darul de milostenie, ci este doar un dar. Într-adevăr, Biblia spune să dăm întâietate celor care ne învață. Am înțeles asta. Dar cel care învață trebuie să-și ia prosopul și să se smerească, pentru că de-aia are acest dar. Este foarte trist pentru că mulți care n-au darul de pastori sunt pastori. Mulți poate sunt doar învățători, poate sunt doar evangheliști. Și efectiv au acceptat să păstorească biserici și, bineînțeles, duce adunarea în declin. Salutări celor de acasă care ne priviți și cei care aveți Biblia în mână. Vă rog, deschideți Scripturile în Ieremia, capitolul 9. Ieremia, capitolul 9. Versetul 1
O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. O, dacă aș avea un han de călători în pustiu, aș părăsi pe poporul meu și m-aș îndepărta de el, căci toți sunt niște prea curvari și o ceată de mișei. Au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuna, și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, căci merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul. Iar în Ieremia, capitolul 8, o pagină spate, versetul 20, secerișul a trecut, vara s-a ispărvit și noi tot nu suntem mântuiți. Doamne Iisuse, te rog să binecuvântezi robul Tău, să spun lucrurile pe nume și să nu caut la fața omului. Mă rog, Doamne, pentru poporul Tău să înțeleagă cuvântul Tău și dacă cineva nu-i pocăit aici, mă rog, pocăiască, Doamne. Te rog să îndepărtezi orice gând și orice duh necuraș și îți mulțumesc că ai adăugat și această faptă bună în care să intru înainte de veșnicii, Doamne. Lăudați să fii Tu, Doamne, că Tu faci tot ce vrei în cer și pe pământ și în Tine stă viața, ființa, mișcarea, bineînțeles, și sănătatea, Doamne. Și îți mulțumesc că sunt aici, în numele Tău și prin Duhul Tău, Stăpâne. Amin. Dragi oameni, biserică și invitații casă Domnului, dacă mi-ar fi capul plin cu apă, probabil aș plânge mult, ciudă. Și nu că nu plâng în odăița mea sau de multe ori la amvon, dar așa de mult mă interesează versetul 3 din Ieremia 9:3. Ultima propoziție, și nu mă cunosc, zice Domnul. Dragilor, știm bine că în Ioan 17:3, Domnul Iisus spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis Tu. Întrebare. Ce înseamnă să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos? Te întreb, bărbate, îl cunoști pe Hristos mai mult decât pe nevastă ta? Intri tu în intimitate cu Iisus Hristos mai mult decât cu nevastă ta? Nevastă, îl cunoști tu pe Iisus Hristos mai mult decât pe bărbatul tău? Pentru că vă spun că dacă nu cunoașteți mai mult pe Hristos decât partenerul vostru, nu intrăm în rai. De ce? Pentru că El, să nu uităm și cântarea cântărilor care face această referire și spune lucrurile sunt așa de profunde încât noi L-am luat pe Hristos și am luat Evanghelia Lui și am îmbrăcat-o și am popoțunat-o cu tot felul de metode ci că să ajungem la inima omului și totuși am făcut un dezastru și o să vorbim imediat ce înseamnă astea. Și la inima omului n-ajungem și în loc ca să avem calitate în adunare, avem cantitate. Dragilor, noi suntem aici o mână de oameni. Hristos a avut o mână de oameni. Dar să nu uitați că în Ioan 6, versetul 67, când ucenicii l-au părăsit, în versetul 67, Domnul Iisus spune, se întoarce către ucenicii lui și spune, voi nu plecați? Voi nu vă duceți? Adică Domnul Iisus nu stătea pe gând, mi-aduc aminte și în Ținutul Gadarenilor, când l-a vindecat pe acel îndrăcit în Luca 8 și a spus, pleacă de la noi. Domnul Iisus n-a stat, efectiv a plecat de la ei. Același lucru în Luca, capitolul 10 și Matei 10, scuturați-vă praful. Mă gândesc, eu oare ar trebui să-mi scutur praful la acestor adunări care efectiv vorbesc tot felul de aiurel și resping efectiv cuvântul Domnului, mă întreb, pentru ce resping? Pentru bani? Pentru că mă duc și predic oamenilor care îi susțin pe acești lideri care nu sunt biblici și ci că produc dezbinare? Dragilor, știți cine a fost cea mai puternică persoană care în continuu a produs dezbinare? Domnul Iisus. În Ioan 7, versetul 7, zice Biblia, pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Iar în versetul 43 s-a făcut deci dezbinare în norod din pricina lui. În Ioan capitolul 9, când a vindecat acel or din naștere în versetul 16, și atunci unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul, alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Ba mai mult, în Matei capitolul 10, versetul 34, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
Hristos a adus dezbinare și nu pentru că El vrea dezbinare în sensul că să mă duc să vedeți ce le fac eu la acești oameni, ci pentru că El mereu spune adevărul și nu căuta la fața omului. În Iacov, capitolul 2, versetul 1, priviți Iacov 2, versetul 1, spune fraților, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Iar în versetul 9, Iacov 2, versetul 9, cam același lucru spune, priviți, dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat. E bine, eu știu cine m-am mântuit și știu unde am fost mântuit. Într-una dintre dimineți mă rugam ca Domnul să mă cerceteze și să mă lumineze și să îmi dea noi lucruri. Și atunci când Domnul m-a cercetat, mi-aduc aminte, în dimineața aceea am primit că trebuie să mă duc să le spun, în special pastorilor, lucruri pe nume. Eu cred că trezirea vine de la pastori. Părerea mea, că dacă vă aduceți aminte, în Galateni 2, zice Pavel, am căutat să vestesc Evanghelia celor mai cu vază. E bine dacă mulți pastori s-au pocăit, multe biserici s-au pocăit. E vorba de bănet aici, mulți bani. E vorba de statut, mulți s-au născut cu acest amvon. Deci că s-au născut cu amvon. Deci că atunci când s-au născut mamele lor la maternitate, deci că le-a dus amvonul și s-au născut pe amvon. Așa tare țin de amvonul ăsta. Am ajuns să fim conduși de niște oameni care în loc să își folosească darul de pastorală, așa cum spune în Luca, capitolul 22, versetul 25, Iisus le-a zis, nu eu, Luca 22, versetul 25, Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce stăpânesc li se dă numele de binefăcător. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Voi să nu fiți așa. Nu știu, care e camera care mă vede pe internet? Asta de aici? Asta. Pastorilor, care probabil luăm predica asta și o punem pe internet, Biblia spune, Hristos spune în Luca 22, voi să nu fiți șefi. Așa spune. Dragilor, așa spune. Ezechiel 34 este un capitol întreg despre pastori și despre lideri care mulg oile în continuu. Le mulg în continuu. Eu n-am de gând să vin în America, am ajuns în America, și să-mi distorsionez mărturia și Evanghelia care am predicat-o de ani de zile în România sau pe străzi, ok? N-am de când să o aduc să gâdil urechile, 2 Timotei, capitolul 4, să, cum zice, că își dau învățător după plăcerea lor, după poftele lor. N-am de gând să-mi distorsionez mărturia și Evanghelia, să ajung în America, să predic în așa fel încât să fiu primit de fiecare adunare și să primesc bani. Eu n-am de gând să fac asta. Pentru că Hristos nu m-a mântuit ca să fac bani. Eu am făcut bani o viață, eu am fost lacom de bani și vă spun exact până ce am trecut. N-am de gând asta. Ce am de gând este că atunci când mă ridic, ori vorbește cuvântul clar, ori nu mai are rost să mai predic și mă lasă toată treaba aia și mă duc la pescuit și arunc cu băta în baltă și stau acolo și fluier. Voi mă înțelegeți ce spun? Eu știu cine m-a mântuit și știu ce am de făcut și cred că ne este de ajuns cuvântul care este foarte clar și cred că trebuie să ajungem să dezbrăcăm Evanghelia cu metodele noastre și să o predicăm așa cum este. Vă rog să vă rugați pentru mine, pentru că atunci când îmi încep predicile în majoritatea adunărilor, simt că posibil să nu mai termin, pentru că mă dau jos de la amvon. Și nu m-a dat jos odată de la amvon. Și lumea striga și lăsați-l să predice și mai departe. Dragilor, am ajuns exact în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20, iată, eu stau la ușă și bat, Hristos vorbește despre biserica din Laodicea, iată, eu stau la ușă și bat, El stă la ușa din Laodicea și bate și biserica, în biserică, oamenii, în adunare, acolo, își fac programele lor. Dragilor, eu sunt la ușă și bat și voi, lăsați-mă să intru înăuntru acolo, să am părtășie cu voi. Voi mă înțelegeți la ce s-a ajuns. Lucrurile grav sau în Apocalipsa capitolul 3, biserica, dacă deschideți acolo,
din Sardes, versetul 1, știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort, ești mort. Versetul 4, totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Am observat că în cam orice adunare sunt foarte mulți oameni fățarnici. Eu n-aș vrea ca voi să fiți fățarnici, n-aș vrea ca voi să vă auto-înșelați, ci aș vrea ca să fiți sfinți. Dar nu ține de mine să fiți sfinți voi, ține de voi, dacă vă pocăiți și credeți în Hristos. Ceea ce ține de mine în seara aceasta este să vin cu Evanghelia exact așa cum este și să vă prezint. Este problema fiecăruia dintre voi, pentru că în momentul când aude un om Evanghelia, devine responsabil înaintea lui Dumnezeu și n-aș vrea ca predica mea să fie așa cum spune în 2 Corinteni, capitolul 2, să fie de la unii, de la moarte spre moarte. N-aș vrea ca cuvintele care vi le spun eu acum, în ziua judecății, să vă trimit în iad. Pentru că Ioan 12 cu 48, Domnul Iisus spune, Ioan 12 cu 48, pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o osândi, cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Vă rog să mă cercetați să vedeți dacă cumva spun vreo erezie. Apropo, Duhul Sfânt niciodată nu s-a primit printr-o stăruință. Și dacă s-a primit printr-o stăruință, s-a primit pentru că au crezut oamenii în Hristos. Duhul Sfânt mereu se primește prin credința în Hristos. Și mereu se primește, Roman 10 cu 17. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Să nu vă lăsați târâți în stânga și în dreapta, aveți grijă. Deși știu că sunt cam trei culte unde mă duc și predic continuu, eu aș predica și la oamenii ceilalți, care sunt mulți dintre ei, sunt eretici, dar ei nu mă primesc, vă dați seama, dar de obicei predic la aceste culte baptiști, penticostali și creștini după Evanghelie, deși nu mă identific cu ei și nu vreau să mă identific cu ei, deși fac parte dintr-o adunare unde să sunt sfint și sunt tare în cuvânt, și cei de aproape, cei aproape, apropiații mei, ei știu unde mă duc și ce fac. Nu vreau să am ajuns să nu mai mă identific. Și de ce? Pentru că atât de mult l-au făcut de râs pe Hristos, încât mi-e greu, eu care am renunțat la lume, să vin în biserică și văd mulți în adunare că umblă după lucrurile din lume. Mi-e greu să mă identific cu astfel de oameni, pentru că Biblia mea îmi spune în 2 Timotei 2 cu 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci cu oia trebuie să te întâlnești și tu, omule, nu cu oia care sunt fățanici și știi că sunt fățanici, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. E bine, asta încerc să fac și eu. Întâlnește-te cu cel neprihănit, vei fi mai neprihănit. Lasă-te mustrat de cel neprihănit și vei fi binecuvântat. Ajută-l pe cel neprihănit cu mustrările tale, cu dragostea ta, cu rugăciunile tale și Domnul te va binecuvânta. Dar dacă umbli cu cei fățarnici, adevărat îți spun, vei fi un fățarnic. În Galateni, capitolul 1, mă scuzați, Galateni, capitolul 1, de la versetul 6, Pavel vine și susține și este foarte trist. Mă mir că treceți așa de repede la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Mă mir! Nu doar că este versetul 7 și nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Și vă dă tot felul de învățături. Același lucru spune 2 Corinteni 11 cu 4. 2 Corinteni 11 cu 4. Priviți ce spune Pavel. E foarte trist. El a pățit așa ceva și credeți-mă, de multe ori mă simt ca și Pavel. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovădească un alt Iisus pe care noi nu l-am propovădit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine. Noi trebuie să fim atât de tari în Scriptură, dragilor, încât să descoperim falsul. Falsul cel mai des îl vedem la amvoane. Pastori, evangheliști, lideri. Vă spun pentru că am văzut asta.
Într-o adunare, dacă tu ești foarte tare în Scriptură, atunci când pastorul se uită la tine și te vede prezent, ar trebui să-i fie frică ce predică. Nu pentru că, dacă e sfânt, lui nu e frică ce predică. Dar dacă e un fățarnic și știe, ar trebui să-i fie frică că tu te ridici și îi spui. Vedeți, dragilor, asta e o mică paranteză. Vă spun ca să aveți grijă ce se întâmplă. Mulți își doresc ca voi să fiți membri la ei în adunare. Dar în momentul când ai ceva de spus și te ridici și să susții ceva, stai jos că nu stai sub autoritate. Păi stai un pic, nu sunt eu membru? Păi de ce m-ați acceptat membru? De aceea, noi nu suntem chemați să fim membri, noi suntem chemați să fim mădulare al trupului lui Hristos. Cu această paranteză destul de lungă care am făcut-o, haideți să intrăm în mărturia mea. Numele meu mereu a fost, este și va fi Lolos Ionuț Alin. Niciodată nu m-am numit în buletin Alin Blaine. Alin Blaine a pornit de la minciuna de la mine. În România, dacă știi să devinzi, devii foarte tare. Blaine este un anume iluzionist de aici, din America, care este profesionist în așa ceva, încât eu am venit, pentru că am învățat foarte bine și o să vă explic, am învățat încât m-am numit, pentru că deja știam meserie, de ce să nu mă numesc, că eu sunt ucenicul lui David Blaine. Mă înțelegeți? E bine, eu mă numeam ucenicul lui David Blaine, dar el nu știa că eu sunt ucenicul lui. O nebunie, nu-i așa? Mulți dintre noi, mulți dintre voi, mulți dintre cei care se uită la internet se numesc, probabil, nu știu, se numesc ucenicii Domnului Iisus Hristos, dar Hristos nu știe că ei sunt ucenicii Lui. De aceea, în ziua aceea, să nu ne mire nimic când o ascultăm, plecați de la mine, blestemaților, că nu vă cunosc. Niciodată n-am avut părtășie cu voi. În Galateni, capitolul 4, versetul 8, Biblia spune... Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robi celor ce din firea lor nu erau Dumnezei. Versetul 9. Dar acum, se schimbă macazul. Odinioară era, dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu. Intrarea în rai, dragule, nu este să știi despre Hristos sau doar tu să-L cunoști, ci că pe Hristos, ci Hristos să te cunoască pe tine. Într-una dintre zile am trecut prin cartea Numeri, Numeri 12, mi-aduc aminte de acest om care a fost un ucigaș, Moise, și este numit în Numeri 12, versetul 3. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Dar interesant că mă uit mai jos și în versetul 7, Dumnezeu vorbește despre Moise. Nu tot așa este cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Dumnezeu, în versetul 8, după cum nu v-ați temut, deci să vorbiți împotriva robului meu. Este foarte interesant că Dumnezeu în fața oamenilor îl numește pe Moise robul meu. Vreau să spun o întrebare. Ți-ar place să auzi ca Hristos în fața întregii lumi să spună: tu ești robul meu? Ți-ar place? Păi dacă ți-ar spune asta, automat tu ai intrarea în rai, nu-i așa? Dar știi cum de fapt spune Hristos că tu ești robul meu? Prin faptul că te schimbă. Și o să vorbim despre această schimbare. Când Hristos iartă, te schimbă și El astfel te numește robul Lui. Dragilor, în Romanii 1:1, epistola pe care Terțiu o scrie, cred că știți, Pavel dictează, Terțiu o scrie, și găsim asta în Romani 16, Romani 1:1 spune, Pavel începe, Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Pavel, sclav al lui Iisus Hristos. Ce să știți? Când unii pastori se recomandă unul la altul și vorbesc despre ei și așa mai departe, începe. Doctor universitar în teologie cu Tărescu. Pavel n-a spus, el Pavel zice... Cine? Sunt sclav al lui Iisus Hristos. Sunt sclav. Ce doctorat visăm aici? Ce institute? Continuu statuturi. Păi dacă eu am doctorat, tu stai jos, că tu nu știi. Și astfel e statut. Nimeni nu e mai prost decât altul. Nimeni. În fapte 4 și-au dat seama
că acești ucenici erau necărturari. De ce? Pentru că umblau cu Iisus Hristos și au dat seama că au umblat cu Hristos. Tu n-ai nevoie de doctorat sau institut. Măcar dacă le-ai avea, să stai zmerit. Ai grijă că e pericolul ăla, vă spun eu. Ci ceea ce ai nevoie, ai nevoie de nașterea de sus, ai nevoie de Duhul Sfânt și te pocăiești. Mi-am dorit foarte mulți bani. Familia mea a avut nevoie de bani. Și am zis că trebuie să fac așa de mulți bani încât să nu mai fie probleme. Am început să repar telefoane cu câteva șurubelnițe, reparam cam orice tip de telefon. Făceam bani astfel. Cumpăram, vindeam, cumpăram lucruri stricate, le reparam, le vindeam. Am început să cânt rap. Rap, chiar cântam rap, mă uitam la rapperii din America, de aici, mai ales la negri, și cântam, mai ales în cluburi, cântam rap. Cineva spune, nu te imaginezi să tu să cânti rap. Ba da, eram un tip cu șapca întoarsă, cu hanorace, cu tot felul de... îi mai băteam și pe unii. Și astfel eram un om destul de dur, mai ales că am trăit într-o familie destul de dură. Tata, probleme cu alcoolul, mama o femeie cicălitoare și mereu, mereu poliție și multe lucruri. N-am avut o copilărie, din punctul ăsta de vedere, chiar liniștită, dar am avut o copilărie faină pentru că mi-a plăcut, nu exista jocurile de astăzi și așa mai departe. Îmi plăcea să mă duc pe stradă și astea. Și într-una dintre zile mă întâlnesc cu un băiat care mi-a arătat câteva trucuri cu cărțile. Pentru că e vorba de trucuri, vă menționez că iluzionismul nu are treabă cu partea ocultă. Înțelegeți partea ocultă? Adică nu intră un demon în tine și tu cu ajutorul demonilor faci lucruri magnifice. Nu, nu, nu. Deși da, iluzionismul este parte din Satana, în 1 Ioan 5:19, știm, 1 Ioan 5:19, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cetră. Deci noi știm, iar în Coloseni 3:17, Biblia spune, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. E bine, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, iluzionism, să faceți pentru Hristos. Păi, vouă vi se pare că eu făceam iluzionismul pentru Hristos? Nu! Făceam pentru mine, pentru firea mea pământească, și în spatele firii pământești este Satana. În spatele firii duhovnicești este Duhul Sfânt. Așa că iluzionismul este pentru Satana. Când m-am pocăit, m-am luat de toți iluzioniștii din România și le-am spus clar. Bineînțeles că nu vor să pocăiască și ei, vorba de bani, ca și mulți pastori, dar am nădejde că cei care au sunt aleși și știu astăzi se vor pocăi. Și voi știți despre ce vorbesc. Așa că am luat informațiile de la acel băiat, când am văzut dexteritatea care o are, am fost așa de uimit încât greu am crezut că eu o să ajung să fac așa ceva. Mi se împleteceau degetele, dragilor. Așa de tare mă ofticam de multe ori în timp ce manevram cățelele acasă la mine, încât de multe ori le aruncam pe jos. Așa tare mă ofticam. Mă duceam, le luam înapoi. Vă dați seama ce ambiție am avut? Păi dacă eu am avut o ambiție așa, cum spune și în 1 Corinteni capitolul 9, cum spune Pavel, că de la versetul 25, 26, 27, jocurile de obște, da? Mai exact de la 26, unde spune și mai sus, du iudeu, m-am făcut iudeu și nu mai. Păi dacă eu am avut o ambiție lumească să fac, cu cât mai mult pentru o cunună care se vestejește, cu cât mai mult eu acum trebuie să am o ambiție extraordinară pentru Hristos, pentru o cunună care rămâne, știind că acolo, sus, în glorie și în slavă, Hristos îmi dă cununa în schimbul crucii. Dar noi nu vrem crucea. Crucea lui Hristos n-are nimic care să te atragă. Crucea lui Hristos te răstignește. Hristos nu a venit să mângâie păcătosul. A venit să-l omoare răstignindu-l pe cruce. Romani 6:6. Știm bine. Nu că nu știm. Pavel spune, știm bine. Că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. Bine, am luat aceste ustensile, informații. Și într-una dintre zile stăteam acasă, manevram cărți și mă gândeam, bă, cum pot să fac bani? Și la noi în Brașov, e o stradă Republicii,
De la Modarom până în Piața Sfatului. Modarom este clădirea unde au tras ăștia la Revoluție, să vedeau, și încă mai au acolo un monument unde au tras cu gloanțe. Și e o stradă foarte populată, care în timpul primăverii și până în toamna târzii e cald și ies patronii ies cu terase și oamenii vin, bea, fumează, se uită la meciuri. Eu zic, mă duc acolo. Și m-am dus și făceam trucuri pe stradă și mi-aduc aminte, se adunau lumea. Și patronii care au fost un pic mai activi din punctul ăsta de vedere ca profit, ce s-au gândit? Păi dacă îl iau pe ăsta și îl aduc la mine pe terasă și el prestează numai la mine pe terasă, automat toți oamenii vin la mine pe terasă și eu pot să-mi vând băuturile, cafele, ce mai am. Ei m-au plătit, mi-aduc aminte, mă plătea în jur de vreo 200-300 de lei pe zi. Cam 60-70 de dolari pe zi. Foarte puțin bani la ceea ce mă gândeam eu să fac. E bine, într-una dintre zile stăteam pe terasă pe acolo și zic, băi, eu mă uzez aici. Mie îmi trebuie bani și trebuie să fiu cunoscut. Mi-aduc aminte, umblam prin cluburi, făceam iluzionism, că știam, slăbuț la ce știam atunci, și cântam rap. Punea fundalul și eu cântam. Și cineva îmi spune, uite-l pe Mădălin Ionescu. Mădălin Ionescu fiind un prezentator la Antena 1 atunci. Și apropo că veni vorba de Antena 1, ProTV, cred că nu sunteți din aceia dintre români care vă uitați la emisiunile de showbiz de aici, în America, nu-i așa? Oh, măcar dacă n-ați avea timp. Cu televizorul, acum, este unealta satanei. Am înțeles că te poți uita la un documentar cu gheparzi, așa cum îmi place mie, când vânează antilope și... Wow, ce chestie, și cum spune Niov, Dumnezeu își deschide mâna și leii lor mănâncă și știi tu când cerboaicele nasc. Wow, dar împreună cu documentarul ăla în reclamă îți dă pornografie, îți dă alcool, îți dă țigări, îți dă... Măcar dacă ar fi doar documentarul de nele cu antilope și... Dar dă niște emisiuni cu femei depravate, cu... E mai trist că multe din adunări arată exact ca femeile din televiziune. E foarte grav, am fost în multe adunări. Să avem grijă cum creștem copii, pentru că dacă noi nu-L vede pe Hristos, automat nu o să-L urmeze pe Hristos. Am auzit că aici mulți în America au adoptat și tatuaje, sunt ok, mulți care se numesc creștini, e ok să ai un tatuaj, pentru că în Biblia spune în Leviticul 19 să nu-ți faci nici tăieturi în carne, nici slove pe tine. Sau în 1 Corinteni 6 cu 20, te rog frate, 1 Corinteni 6 cu 20, Biblia spune despre trupurile noastre și duhurile noastre că nu sunt ale noastre, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale Dumnezeu. Deci trupul tău nu e al tău, e doar dat pentru un timp, într-o zi vei muri. Cum ai trăit în trup, vei fi judecat. Ecleziastul 12, versetul 14. Ecleziastul 12, versetul 14. Mulțumesc! Apreciez tare mult. Apreciez. Și astfel, vă dați seama, până termin eu toată apa asta, trebuie să predic. Mai dați una, treaba voastră, voi astăzi. Nu vreau să întind coardă, dar încerc să vă imprim această mărturie, să vedeți pas cu pas cam ce s-a întâmplat, că un nebun n-avea cum să fie schimbat în nebun pentru Hristos în halul ăsta, doar așa. Așa că, dragilor, am început să mă duc pe Republici, făceam spectacole. M-am întâlnit cu Mădălin Ionescu, i-am făcut trucuri, l-am uimit și el astfel m-a luat la emisiunile în Antena 1, live. Și îmi dădea 5-10 minute și astfel lumea se uita, eu aveam un site și la un moment dat mă invita și mi-am dat seama că eu nu prea mai am ce să arăt lumii. Zic, băi, eu ce să mai arăt? Eu deja nu mai am trucuri, mie îmi trebuie trucuri noi. De unde fac rost de bani ca să am trucuri noi? Și rivalul meu, mi-aduc aminte, unul dintre cei mai buni iluzioniști ai țării era la ProTV. Eu nu prea aveam ce căuta la ProTV, că era normal că el era acolo. Și astfel mă duceam la Antena 1 foarte des. Și zic, de unde fac rost de bani? Am început să mă duc în cluburile din București. Am văzut, dragilor, cu toate că eu eram un depravat, am văzut o depravare încât eu, un depravat, m-am mirat de această depravare. Dacă aș începe să vă explic o depravare,
spurcată și babiloniană, Sodomă și Gomoră și lucrurile, eu, uitându-mă la lucrurile astea, mi-am dat seama că la cum am fost crescut și la ce mă gândesc din copilăria mea, eu n-am legătură cu așa ceva. Și totuși acolo mă duceam. Într-una dintre zile mă întâlnesc cu un băiat care mi-a spus câți bani ai nevoie ca să îți iei trucurile respective. Și i-am spus câteva mii de euro. I-am spus mai mult ca să am și bani în buzunar, că eu n-aveam bani. Și astfel am făcut contract cu acest băiat 5 ani, pe 5 ani. Și am semnat cu el și mi-a dat miile în buzunar. Când m-am văzut cu banii aia, vă dați seama, niciodată n-am avut banii aia. Trebuia să mă abțin în fața lui ca să nu o iau razna. Și astfel, cu jumate din banii aia, m-am dus și am luat ustensilele care am vrut eu, care am crezut eu că sunt cele mai bune pentru mine. Am luat ustensilele cu DVD-uri, cu tot, și m-am dus acasă, m-am antrenat. După ceva vreme, deja nu mai spectacolul meu de alea 5 minute, să zic, nu mai era cu cărți și atât, era cu tot felul de fire, ridicări, mese în aer și chestii din astea, cu tot felul de sârme, lucruri bine gândite, care un iluzionist, dacă le practică, le poate ieși ceva wow. Și tu zici, dacă acasă, mamă, ce tare, ăsta lucrează cu cine știe. Nu lucrează cu nimeni, deși e pe tot pentru Satan. Și astfel, într-una dintre zile, mă sună cei de la un show păcătos, Dan Capatos. Vrem să vii la noi și să prestezi. Așa de bine m-am împrietenit cu Capatos, cu Oana Zăvoranu, cu Pepe, cu Stoian, cu cei după acolo, încât am început să, după emisiuni, noi stăteam noaptea și prestam acolo și ne distram împreună. Bineînțeles că ideea mea era că dacă mă împrietenesc cu ei și ei mă plac, eu deja o să am contract des la ei și astfel eu sunt iluzionistul lor, ok? Și astfel puteam să prestez des. M-am împrietenit cu ei și astfel aproape de fiecare dată când mă duceam și mă duceam foarte des, făceam contract cu ei pe ziua respectivă. Bineînțeles că nu știu dacă am devenit cel mai bun iluzionist al României, dar am devenit sigur cel mai popular din vremea aia. Eram cel mai cunoscut. Chiar dacă alt iluzionist care era mai vechi decât mine și era mai bogat în ustensile sau în bani, că era mai vechi, el apărea rar. Foarte rar. Eu apăream o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni. Eu eram nebun după rating. Eu apăream în reviste, în ziaruri, în tot felul de emisiuni. Și astfel am devenit foarte popular. Eu unul când am văzut că dintr-un țăran necunoscut, care trăiam acolo, să ajung cunoscut, nici vecinii mei nu credeau. Prietenii poate dacă ar fi spus, bă, du-te bă, cum tu să ajungi, n-aveai cum. S-au mirat toți. Și am început să fiu apreciat de toți. Mă duceam în cluburi, mă duceam pe terase. Parcă îi văd pe toți cum puneam mâinile de gâtul meu și își făcea poze. Și toți își dorea să fie în această părtășie cu mine și să fie văzut sub reflectoare. Mă întreb, unde o fi acum prietenii mei? Întreb, unde o fi prietenilor? Unde sunteți acum? De fapt, voi n-ați fost niciodată prietenii mei, că dacă mă iubeați cu adevărat, voi rămâneați prietenii mei. Dar pentru că n-ați rămas, s-a dovedit că n-ați fost niciodată prietenii. Pocăiți-vă, pentru că e grav. Astfel, într-una dintre zile, mânam tare cu mașina și eram la întrecere prin oraș cu o altă mașină, cu cineva. Mașina mea a derapat și am intrat într-un stâlp. Credeam că mor atunci, în timpul când se învârtea mașina, sau cel puțin credeam că iese urât rău. Stâlpul s-a oprit în roata de rezervă. N-am avut nici măcar o zgârietură. Atunci am fost cercetat, cred că, sau din zilele alea am fost cercetat atât de profund încât ceva de genul, ești conștient că dacă mureai nu știu unde te duci, ești conștient că Dumnezeu putea să-ți ia picioarele, eu, Dumnezeu, puteam să-ți iau picioarele, ăla cu care alergi pe acolo, pe acolo și nu mai puteai să te duci, ești conștient că puteam să-ți dau supă cu pipeta. Adu-ți aminte ce ai aflat de la 13-14 ani și pocăiește-te. Aline, tu ce ai aflat de la 13-14 ani? Vis-a-vis de casa mea, cineva a început o casă de rugăciune și m-am dus la 13-14 ani și mi-a dat o Biblie și am început să citesc. Încă de la vârsta de 13-14 ani, mama mi-a aruncat Biblia în curte. Eu o luam și fugeam pe câmp și citeam Biblia pântufe. Bineînțeles, când am înțeles Evanghelia, mă gândeam eu acolo, cum eram micuț și citeam,
că dacă eu aveam o mitralieră pe timpul Domnului Iisus, eu omoram pe toți oamenii ăia ca Hristos să nu moară. Dar după ce m-am făcut mare și am înțeles Evanghelia, mi-am dat seama că i-aș fi lăsat pe toți să-L omoare pe Hristos. Ba mai mult, Tatăl, bineînțeles că L-a omorât pe Hristos și o să vorbim despre asta, că dacă Hristos nu murea, eram toți niște terminați. Slăviți să fie El. Și astfel n-am înțeles Evanghelia, dar știam câteva lucruri. Știam că atunci când curvesc ce spune Biblia, de exemplu în 1 Corinteni 6, versetul 9, nu știți că cei nedrepti nu vor moște în împărăția lui Dumnezeu? Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici malachii, cei care se autosatisfac, nici sodomiții, nici răpăreții, nici hoții, nici lacumii de bani, nici bețivii, nici defemătorii nu vor moște în împărăția lui Dumnezeu. Eu știam textele astea. Dar totuși le făceam și ori de câte ori făceam un păcat, mințeam, știam și versetul din Apocalipsa 21:8. Cât despre curvarii, necredincioși, ucigași și curvarii și toți mincinoși și specifică, și toți mincinoși, partea lor este iazul de foc, care este moartea a doua. Și pentru că îmi veneau de multe ori aceste versete în minte, eram un pic stresat în momentul când păcătuiam, pentru că mi-aducea ceva aminte, mă dispera că mi-aducea aminte și făceam păcat după păcat ca să nu mi-aduc aminte de versete și astfel puteam să ajung în Romani, capitolul 1, de la versetul 18, când am luat conștiința mea și am înăbușit adevărul și am ascuns adevărul. Mă înțelegeți ce spun? Și astfel riscăm că dacă nu ne pocăim atunci când vrea Dumnezeu, Dumnezeu să ne lase în voia minții noastre blestemate și să facem ce vrem. Și vai de omul acela care nu mai este cercetat de Dumnezeu. Binecuvântat să fiți voi pastelor că zilele astea și nu numai Domnul va cerceta, cu toate că m-ați dat afară din adunările voastre. Dar Dumnezeu v-a cercetat prin mine și n-ați vrut. Ce vroiați să vin să discut doar despre oi, dar despre voi nu trebuie să vă pocăiți. Ba da, eu cred că noi nu, încă și pastorii nu sunt pe Pluto și oamenii pe pământ. Pastorii și cu oamenii sunt pe pământ pământești și noi păcătuim și adoptăm lucruri greșite și trebuie să ne pocăim. Și ori de câte ori vin oameni și ne avertizează ca să nu gâdilăm urechea și ne spune pocăiți-vă că e grav, uitați ce s-a întâmplat, nu ne mai place. Oh. De aceea sunt un pic trist și am menționat și susțin că dacă nu eram născut din nou, la ce dezamăgit am fost, mă duceam înapoi la iluzionism. Vreau să vă pun o întrebare, vreau să-mi răspundeți. Eu eram omul care mă aplaudau, fraților. Știți câți bani făceam pe oră? 1000 de euro. Spectacolele mele oscilau, depinde de cât erau mai aproape, sau am făcut și spectacole la 300 de dolari, de euro, la 400, dar spectacolele mele cele mai dese făceam între 700 și 1000 de euro. Am luat și mai puțin și mai mult de 1000 de euro, dar cele mai dese erau 700-1000 de euro. Pe oră! Dragilor, lumea m-a aplaudat, eu umblam după aplauze, nu-i așa faimă, umblam după bani. Voi credeți că eram nebun și sunt nebun să renunț la aplauzele mele și să fiu acum să fiu prigonit de unii și să fiu dat de jos de la învoane? Credeți că sunt sadomasochist care îi place să fie chinuit și îi place durerea? Hai, dați-mi mine! Nu, dragilor, mie îmi vorba lui Capatos, că m-am dus la emisiune, cineva scria acolo comentarii că el a ieșit să-L predice pe Hristos ca să-și facă reclamă. Și Capatul spune, dragilor, el n-a venit pentru reclamă, că dacă vrea reclamă, mai făcea un truc și mai ieșea încă a doua oară la emisiune și își făcea reclamă. El n-are nevoie de reclamă, el e cunoscut deja. Tocmai de aceea, vedeți, acum mă duc pe străzi, predic Evanghelia, vine poliția, ne avertizează, la unii din noi ne-a dat amenzi. Mi-aduc aminte, un frate de-al meu s-a dus, a acceptat amenda și n-a plătit-o și s-a dus în judecătorie și l-a predicat pe Hristos și a spus, Hristos, și uitați, dar tu de unde iei bani? Îi spune fratele meu, păi păstrele celor, Domnul le dă de mâncare, cu cât mai mult mie, dacă îl servezi. Tu ți-aduci, tu ai idee unde ești aici? Deci sunt frați foarte tare în cuvânt și Domnul m-a pus între ei în părtășie, slavă Domnului. Dar, dragilor, eu nu am renunțat la faimă ca să fiu chinuit, mai ales de mulți lideri, și să fiu dat jos la amvoane sau să mă fug de poliție când dau cu amplivoxul din vârful pădurii în oraș. Și eu n-am făcut-o pentru asta. Eu nu sunt plătit lună de lună să știu că am nu mă plătește vreo adunare sau vreo instituție de misionari. Eu nu știu ce bani am luna viitoare și o să discutăm cum am ajuns la acest lucru.
Nu, dragilor, eu nu m-am pocăit ca să vin ca să predic împotriva pastorului. Eu simt că ăia care trebuie să se pocăiască, trebuie să se pocăiască. Mereu predicăm la adunare. Mă invită mulți și dați-mi voie să vă spun, vă rog să mă iertați, mulți dintre ei se folosesc de mine ca și de o curvă. Vă rog să mă iertați. Și de ce? Pentru că mă cheamă la adunare să folosesc de numele meu să susțină ortodoxilor, că atunci fac evanghelizări, ortodoși, catolici, și cheamă tot felul, și mă cheamă la baptiști, pentecostali, că știu pe Evanghelie, depinde, și uite, vezi, uite și pe Alin, Alin e unul dintre noi, el care a fost ortodox, pocăiți-vă ortodoxilor, nu, nu, pocăiți-vă pocăiților! Asta e problema noastră, pentru că trezirea nu începe cu ortodoxii să se pocăiască și să renunțe la tradiție și la tot felul de idolatrie, ci trezirea începe cu pocăiții. Asta e problema mea. Și eu asta am înțeles și când am înțeles acest lucru am fost așa de trist încât mi-am luat Biblia și am zis, dacă pocăiții nu vor să pocăiască, nicio problemă, mă pocăiesc eu mai mult. Și Biblia spune în Matei 5:8, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Așa că cercetează-te și pe tine, trecătorule, și vezi dacă cumva ai inima curată, că dacă n-ai inima curată, tu nu mergi în rai. Cu tot baptismul pentecostal și cu tot botezul, cu toată cina Domnului, cu tot ce e. În rai merg doar cei care au Duhul Sfânt. Când ai Duhul Sfânt, ai inima curată. Când ai Duhul Sfânt, ești călăuzit de Duhul Sfânt. Și când ești călăuzit de Duhul Sfânt, urăști păcatul. Și când urăști păcatul, iubești voia lui Dumnezeu. Și te preocupă voia lui Dumnezeu. Și ești sensibil la păcat. Și ești sensibil la șapta Duhului. Și nu mai poți să faci ce vrei. Pentru că ai o natură nouă. Romanii 8:9. Voi nu mai sunteți pământești. Nu mai sunteți, cuvântul nu mai sunteți, nu mai sunteți, nu-i așa? Nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu e al lui. Așa că intrarea în rai o face El prin actul divin, prin care niciun om nu poate îi câștiga răscumpărarea și o să discutăm imediat lui Dumnezeu, decât Hristos, El divin. Uitați cum am ajuns. Am luat mașina, am reparat-o, am mai făcut un alt accident, două accidente grave, nici măcar o zgâietură. Eram cercetat, bă, ce se întâmplă, cum pot să fac? Aduc aminte, odată a trăznit, când dormeam acasă, a luat foc două case, lângă, două șuri lângă casa mea și mi-a venit în minte că de ce Dumnezeu nu a dat foc la casa mea. Pentru că eu știam în Iov și în Psalm, unde spune El fulgelor, trăznetelor, trăznetele spune, iată-ne, trimite-ne. Și știam că Dumnezeu trimite trăznetele alea și mă gândeam, de ce n-a dat foc la casa mea? Putea să mă ia din pat un trăznet, da? Și bineînțeles că nu m-am pocăit. Mi-aduc aminte, într-una dintre zile, un băiat, un prieten de-al meu, care acum nu mai e prieten de-al meu, e trist că nu mai e, dar i-am spus clar lucrurile, mi-a dat cadou o Biblie. I-am cerut asta, zice, vreau să-ți fac un cadou, ce să-ți fac cadou? Și am cerut, vreau o Biblie. Și eu zic, o vreau așa, și am deschis-o cum o vreau eu. Îndrumitul Cornilescu, cu cuvintele Domnului Iisus roșii, cu fermoar, cu... Am luat Biblia și ușor, ușor am început să citez în ea. Mă regăseam des în cuvintele lui Ecleziastul, când totul este deșertăciune. Să nu credeți că tot ce e la televiziune e roz. Mulți mint, vai de ei. Și mă regăseam în depravarea omului, în înșelăciunea și în profitul omului, care omul te folosește doar pentru multe chestii. E trist că așa e și la noi, de-aia spune, iubiți-vă unii pe alții, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că vă veți iubi unii pe alții. Pe ce dragoste aia, măi frate, când dăm unul într altul și nu ne mai agreem și chestii. Cel mai mare act de dragoste pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi e că l-a omorât pe Hristos pentru noi. Cel mai mare act de dragoste care l-ai tu pentru semănul tău e să-i spui adevărul ferm în față. Problema lui, se supără, nu se supără, tu spune, nu lăsa să ducă în ea, du-te și târă-l, până și cămașa mânjită de sânge, cum spune Iacob. Și Iuda chiar. Astfel, dragilor, am luat Biblia, am citit, mă regăseam în Ecleziastul 11:9, bucură-te, tinere, de tinerețea ta, fii cu inima veselă că ești tânăr, umble pe căile alese de inima ta și plăcută ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Vreau să știu care e scopul meu pe acest pământ și tot în cartea Ecleziastul am descoperit că Ecleziastul 12:13, să ascultăm de aer încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Fiindcă Dumnezeu va chema la judecată pe fiecare după binele sau rău care l-a făcut. Mă iertați.
încă când trăia în trup. Lucrurile, mă uit eu și în versetul 13, teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile lui, aceasta este datoria oricărui om. Înseamnă că aceasta este datoria așa mea, nu-i așa? Adică datoria mea să trăiesc pentru Creatorul meu. Ok, dar cum să trăiesc pentru Creatorul meu? Într-una dintre zile am ajuns în 1 Ioan 5:3 și spune dragostea lui stă în păzirea poruncile lui și poruncile lui nu sunt grele. Pe cum să nu fie grele? Când Hristos spune lasă-te de curvie, eu nu simt să mă las de curvie. Lasă-te de minciună, eu nu simt să fac asta. Lasă-te să înjuri pentru orice cuvânt nefolositor. Matei 12, vei fi dat la răspundere. Din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Hristos îmi spune să fac ceva, eu nici nu pot să fac așa ceva și nici nu simt să fac așa ceva. Cum adică poruncile lui nu sunt grele? Sunt foarte grele și într-adevăr sunt grele. Pentru că în versetul 4, 1 Ioan 5:4, spune pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea. Deci ca eu să păzesc poruncile lui care ci că nu sunt grele, eu trebuie să am Duhul Sfânt. Eu trebuie să fiu născut din Dumnezeu. E bine, cum pot să fiu născut din Dumnezeu? Și am început să înțeleg cât de cât și să încep să studiez ce se întâmplă. Am înțeles că niciun om nu se poate pocăi dacă Dumnezeu nu a făcut o intervenție în acel om. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Citind în Scriptură, mi-am dat seama că ori de câte ori și-ar dori un om să se apropie de Dumnezeu, dacă nu te apropii într-un mod divin de Dumnezeu, tu nu ai cum să te apropii de Dumnezeu. Dragilor, priviți ce am citit în Scriptură. În Roman 3:23 spune că fiindcă plata păcatului este moarte, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și în Roman 6:23, fiindcă plata păcatului e moarte. Eu, pentru că eu am păcătuit, înseamnă că toți au păcătuit, înseamnă că dacă eu trebuie să mor, ce se întâmplă după ce mă duc în moarte? Ce se întâmplă cu mine? În Apocalipsa 20:14 spune și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Deci aș putea foarte clar să reformulez Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este iadul, pentru că moartea va fi aruncată în iazul de foc. Biblic vorbind, toți oamenii care s-au născut în păcat, Psalmul 51:5, au practicat păcatul, cum spune David, în păcat m-a zămislit mama mea, au practicat păcatul, Iov 15:16, omul urcioasă, stricată, omul care bea nelegirea ca apa, bea păcatul ca apa, cum beau eu apă, așa bea omul. Tot ce am făcut, ne-am născut în păcat, am practicat păcat și cu aceste lucruri, Dumnezeu care este drept, niciodată nu poate să ne spună nouă, pentru că n-ai ucis niciodată și n-ai fost în pușcărie, pentru că n-ai fost niciodată un pedofil, dar ai mai făcut păcate așa, intră în raiul meu. Niciodată, dacă Dumnezeu ar face așa ceva, Dumnezeu nu ar fi drept. Dar Dumnezeu e drept și El a spus foarte clar, cel păcătos trebuie să moară și trebuie să ajungă în iad. Eu nu, pentru că mă consider un om păcătos, m-am gândit că dacă eu nu ajung în iad, Dumnezeu nu-i drept. Și am început să-mi pun întrebări. Cum pot să nu ajung în iad? Că eu încă trăiesc, atunci unde ar mai fi Dumnezeu? Pentru că știu că Dumnezeu trebuie să fie undeva un plan și să fie ceva. Dragilor, am citit despre iad în Scriptură, doar numai din Scriptură vorbim, și undeva într-o adunare am pus întrebarea, al cui e iadul? Și vă pun și vouă întrebarea, al cui e iadul? Al lui Dumnezeu. Matei 25:41, Dumnezeu spune celor de la stânga lui, caprelor, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. A fost pregătit de cine? De Dumnezeu. Întrebare. Cine îi chinuie pe oamenii nemântuiți în iad? Cineva dintr-o adunare mi-a spus că Satana. Pe cum poate să fie Satana când Apocalipsa 20, versetul 10, și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în veci în veci. Deci cum să te chinuie Satana în iad când Satana e chinuit cu toți demonii?
Știți cine îi chinuie pe oamenii neadragilor? Este scris și vă arăt verset cu verset. Hristos. Apocalipsa 14:10. Am înțeles că avem omul nemântuit, are o conștiință unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Și conștiința lui îl mustră și mereu, oh, am avut mântuirea în față și am spus mai bine nu mântuirii și mai bine da păcatului. Dar în esență, Hristos îi chinuie pe oamenii în iad. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat, neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Apocalipsa 6:16. Apocalipsa 6:16 și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Cine este acest miel? Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29, când Ioan Botezătorul stă și se uită, în versetul 29 spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. E vorba de Hristos. Acest Hristos este la fel ca și Tatăl. Evrei 13 cu 8, Hristos a fost, este și va fi în veci, în vecilor la fel. Nu este nicio diferență între Dumnezeu Tatăl și Hristos, la fel. Ceea ce este acum, faptul că El își întoarce obrazul și ne pune pe noi să ne întoarcem, este doar o perioadă de har, în care El își manifestă dragostea. Că El este nu doar drept și sfânt, El este și dragoste și o să vorbim despre asta. Dar Dumnezeu pedepsește păcatul. Domnul Iisus îi chinuie pe oameni în iad. Știți care este cel mai mare dușman al omului nemântuit? Dumnezeu. Luca 12:5. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care poate să ucide și are putere să arunce în ghenă. Da, vă spun de el să vă temeți. Iacov 4:4. Dumnezeu este cel mai mare dușman al omului nemântuit. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie, este dușmănie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu, iar noi toți am fost prieteni cu lumea. Coloseni 1:21. Voi erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre. Străini și vrăjmași cu cine? Știți cine îi chinuie pe demoni în iad? Hristos. Matei 8, de la versetul 28 și 29. Pe când trecea Hristos prin ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte, erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Ce susțin demonii? Cine-i chinuie pe demoniniat? Hristos. Același lucru găsim în Luca 8, versetul 31. Luca 8, versetul. Dracii rugau stăruitor. E trist că mulți draci se roagă mai mult decât noi. E grav. Adică să roagă să nu-i trimite în adânc. Dar vor fi în adânc. Satana știe că în scurt timp va fi așternut la picioarele noastre și nu-i place să audă asta. Satana va fi sub picioarele noastre, dragilor. Romani 16, versetul 20. Romani 16, versetul 2. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. În scurt timp. Dragilor, vedeți, în Luca capitolul 10, de la versetul 18-19, Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpion și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Cei care sunt mântuiți și au Duhul Sfânt, cel mai mare dușman al omului mântuit este diavolul. De ce? Pentru că, așa cum știm, diavolul a vrut să ia locul lui Dumnezeu, dar locul lui Dumnezeu nu se poate lua, e ocupat, așa că Satana, cu toate că urăște pe Dumnezeu, cum se poate răzbuna? Pe noi. Care, așa cum știm, noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și Satana mereu noi îi aducem aminte de divinitate, îi aducem aminte mereu și ba mai mult, lui nu i-a dat un răscumpărător Dumnezeu, nouă ne-a dat. Satana știe că va fi niat și apropo, ție mântuitule, tu ai toată puterea peste toată puterea Satanei. Dar nu mai credem lucrurile astea și umblăm cocoșați, așa bătuți de soartă și nu știu ce. Oh, aseară m-a vizitat Satana, dar Duhul Sfânt și îngerii lui Dumnezeu unde erau? Și uităm de fapt cine suntem.
Ba mai mult, uitându-mă că eu sunt păcătos, că trebuie să ajung în iad, că iadul e veșnic ca chin, apropo, iadul e veșnic ca chin, dragilor, nu e anihilare, așa cum spun marturile Jehova și adventiștii. Știți ce înseamnă anihilare? Un șervețel, dacă îi dau foc, devine neexistent. Adventiștii și marturile Jehova, care jehoviștii au ieșit din adventiști în anul 1800 și ceva, citiți despre Ellen G. White, despre Miller și nu numai, ei au acest concept despre iad, că iadul nu-i veșnic. Păi dacă iadul nu-i veșnic, Hristos ce-a plătit? Pe Hristos la cruce a plătit iadul, dragul. Păi dacă Hristos nu plătea, dacă iadul nu-i veșnic, așa cum spun ei, înseamnă că jertfa lui Hristos este doar un pistol cu apă. Înseamnă că Satana este liniștit, că el va fi anihilat. Dar noi tot am citit că el va fi cunit în veci în vecilor. Așa că dacă eu îți dau o palmă ție, probabil primesc o palmă înapoi. Dacă aceeași palmă îi dau domnului primar, primesc un dosar penal. Dacă aceeași palmă îi dau domnului președinte, probabil primesc închisoare sau un zboară creierii lunetiștii lui, nu-i așa? Aceeași faptă făcută la persoane diferite este consecință diferită. Dar dacă păcătuiesc împotriva unui Dumnezeu veșnic, cam care ar fi pedeapsa? Pedeapsa veșnică, gradul veșnic. Așa că un om care a păcătuit un singur păcat, a luat un fruct, apropo, nu-i măr, nu scrie mere, nu scrie că a luat măr, că a mâncat de mere, a luat fruct. Când Adam a luat acel fruct și a mușcat, a comis neascultare. Această neascultare, un singur păcat, uitați unde ne-a ajuns. Un singur păcat. Leu nu mânca mielul. Dar leu mănâncă mielul pentru că omul a păcătuit, știați? Genocidul este omul, a intrat păcatul în lume. În Psalmul 5, versetul 4, Dumnezeu își arată sfințenia prin faptul că spune că și tu nu ești un Dumnezeu căruia se placă rău, cel rău nu poate locui lângă tine. De ce? Dumnezeu este sfânt, omul e păcătos. Motiv pentru care l-a dat pe Adam afară din grădină. Eu sunt sfânt, eu nu mai umblu cu tine în răcoarea zilei. Tu ești păcătos, nu merge. În Psalmul 5, versetul 5, următorul verset, spune următorul lucru. Nebunii nu pot sta în preajma ochilor tăi, tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Mulți predicatori care susțin că Domnul iubește păcătosul și urăște păcatul, e erezie. Să mai citim o dată, Dumnezeu urăște păcătosul. Psalmul 5, versetul 5. Nebunii nu pot sta în preajma ochilor tăi, tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși, Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Te întrebi, ai înșelat vreodată? Domnul te urăște. Este scris. Cum e posibil așa ceva? Este scris. Noi știm că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Bineînțeles că știm și Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Întrebarea este, cum să îmbină mânia, ura lui Dumnezeu împotriva păcătosului, că e scris, eu urăsc pe cei ce fac fără de legea. Cum să îmbină mânia, ura, dreptatea lui Dumnezeu împotriva păcătosului cu dragostea lui Dumnezeu pentru păcătos. Asta este Evanghelia care m-a mântuit pe mine și aici vreau să te ajut să ajungi. Întrebarea este următoarea. Cum, de la Geneza la Apocalipsa, asta e întrebarea. Cum poate Dumnezeu cel sfânt, drept și dragoste, că El are aceste atribute veșnice, niciun atribut nu este mai mare decât alt atribut, ele sunt veșnice, drept, sfânt, dragoste, Dumnezeu. Cum poate acest Dumnezeu să ierte păcătosul și Dumnezeu să rămână drept, nepăcătos? De ce spun asta? Pentru că Biblia spune în Proverbe 17, versetul 15, Proverbe 17, versetul 15, cel ce iartă pe cel vinovat și cel ce osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Ce înseamnă asta? Că dacă iartă cineva pe cel vinovat, să face o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Ce suntem noi? Vinovați. În Exodul 34, versetul 7, când Dumnezeu își arată slava lui Moise, spune, Dumnezeu care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor până la treia și al patrulea neam. Dar nu socotește pe cel vinovat de nevinovat. Ce suntem noi? Vinovați.
Așa cum spune Roman 3 de la versetul 11, nu este niciunul, măcar nu este niciunul care să caute cu tot de dinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au adus niște netrebnici. Gâtlej lor este un mormânt deschis, sub buze au venit de aspide, de viper. Toți sunt la fel, toți sunt la fel și noi toți suntem la fel. Toți am păcătuit, toți care s-au născut dintr-o femeie și dintr-un bărbat, toți sunt la fel. Că e Petru, că e Ilie, că e Elisei, că e Fecioara Maria, toți au păcătuit. Nu există un om fără păcat, motiv pentru care toți trebuie să moară. Evrei 9:27, căci omul este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecată. Nu există reîncarnare, există o singură moarte, iar după aceea vine judecată. Așa că citind aceste lucruri, mi-am pus repede întrebarea, cum poate Dumnezeu să ierte pe mine, care sunt vinovat, să mă socotească nevinovat și totuși Dumnezeu să nu devină nedrept? Voi mă înțelegeți? De ce? Pentru că tocmai am citit în Psalmul 49, versetul 6, 7 și 8, Psalmul 49, ei, oamenii, se încred în avuții. Mă întreb, tu în ce te încrezi? Te încrezi în bani? Petreci mai mult să faci bani decât cu Dumnezeu? Ei se încred, oamenii se încred în avuțiile lor și se folesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Cum adică niciodată nu se va face? Din punct de vedere omenesc se vorbește aici, da? Versetul 6, ei, din punct de vedere omenesc al oamenilor, ei nu se pot răscumpăra înaintea mea, ei nu pot să-mi plătească mie prețul, răscumpărarea lor este așa de mare că ei nu pot să-mi plătească niciodată. Întrebare, cum ne iartă? Ei bine, eu eram în casa mea și citind aceste lucruri, citeam Biblia, făceam iluzionism. Citeam Biblia, mă duceam și curveam. Citeam Biblia, mințeam. Citeam Biblia, mă duceam la show. Citeam Biblia, mă duceam la televiziune. Dar citeam Biblia. De multe ori mă gândeam așa, eram singur așa. Mă regăseam în băi, poate, pe câmp, singur. Și spuneam, eu nu pot. Eu nu pot să trăiesc pentru tine, nu merge. Ceva de genul ăsta spuneam. Eram un om stresat rău. Într-una dintre zile am ajuns în Matei capitolul 4. Apropo, știți cine l-a dus pe Domnul Iisus Hristos în pustie ca să fie ispitit? Duhul Sfânt. Matei capitolul 4, versetul 1. Duhul Sfânt l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavol. Dar de ce? De ce Duhul Sfânt l-a dus în pustie? Mă înțelegeți de ce Tatăl nostru spune și nu ne duce pe noi în ispită? Dumnezeu poate să îngăduie să te lasă, să vadă ce se întâmplă cu credința ta, să vadă tu chem numele Lui. Și nu numai, putem să discutăm mult despre aceste subiecte. Vedeți, dragilor, aș avea multe subiecte să vă spun, multe predici care aș putea să iau verse cu verse din diferite capitole. Dar nu asta am venit aici. Poate dacă mai vin mâine, poimine, răspune, peste un an, probabil veți auzi și alte mesaje. Dar dacă mă duc prima oară într-o adunare, eu trebuie să mă să spun cum eu am fost mântuit, că poate mulți dintre voi nu sunteți mântuiți și să vă spun Evanghelia, pentru că am observat că mulți dintre noi de la adunare nu știm Evanghelia. În Marcu capitolul 1, versetul 15, Domnul Iisus spune, s-a împlinit vremea, împărăția celor lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. El n-a spus pocăiți-vă și ridicați o mână. El n-a spus așa. El n-a spus pocăiți-vă și veniți în față și dedicați-vă viața. El n-a spus asta. Sau n-a spus pocăiți-vă și rugați-vă după mine rugăciunea păcătosului. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, știu că sunt un păcătos. Amin, ești mântuit. Doamne Iisuse, n-a spus pocăiți-vă și puneți o melodie pe fundal să se îmbine vizualul cu auditivul. Și noi spunem, o, având Duhul Sfânt, nu a fost pianul fratelui. Hristos a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și El n-a spus, pocăiți-vă și rugați-mă pe mine să intru în inima voastră. Nu există eu să intru în inima voastră, ci ceea ce există este că eu scot inima voastră de piatră și vă voi da o inimă de carne. Ezechiel 36, versetul 25, 26 și 27. Ezechiel 36, versetul 25. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi. Voi, Dumnezeu. Și eu vă voi face să urmați poruncile mele. A, poruncile tale nu sunt grele.
De ce? Pentru că tu mă faci să le păzesc. Ai lucrarea ta. Filipeni 1:6. Filipeni 1:6. Hopa, hopa. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Wow! Așa de mult ne încredem în niște nenorocite de scaune și între nenorocite de bănci, care într-o zi nu o să mai fie, de ce le numesc de nenorocite? Pentru că preferăm să ne încredem într-o bancă și să ne așezăm cu toată puterea noastră că ne ține și ne încredem că ne ține, decât să ne așezăm în Hristos cu gândul că ne ține. Până și băncile astea și scaunele astea într-o zi o să ne judece, pentru că toată greutatea noastră ne-am lăsat-o confortabil pe ele și nu în Hristos. Hristos spune, vino, veniți la mine și beți. Citind eu, citind în Hristos, mi-am dat seama, dragilor, nu vreau să vă țin prea mult aici. Eu când încep să transpir, vedeți, dar nu vreau să sar calul sau să ziceți că sunt nesimțit sau astea, dar cum ziceți dumneavoastră? Știu că poate mulți aveți de lucru sau știu eu. Dacă vreți continuăm, dacă nu ne întâlnim altă dată, dacă nu intrați un site, am făcut un site, se numește fărăcompromis.ro, am spus special lucrurile astea. Acum, cum doriți dumneavoastră? Dar nu vreau nici să sar calul. Cum doriți dumneavoastră? Frate păstor. Deci, fratele păstor, îmi pare bine că nu este un păstor șurubelnițat, așa cum am văzut. Fratele păstor spune să continuăm până la ora 9. Mare har. Domnul să-i dea har fatului păstor. Și rugați-vă pentru el, susțineți-l. Astfel, mi-am dat seama că Hristos care a venit și se numește cum? Fiul omului. Adam, primul Adam, a început mandatul lui ispitirea. A acceptat ispita, a căzut în păcat, toți oamenii au căzut în păcat. Mandatul lui al doilea Adam a trebuit să înceapă cu ispitirea, Matei 4:1. Duhul Sfânt l-a dus pe Hristos în pustie să fie ispitit de Satana și ceva de genul ăsta a spus. Duhul Sfânt, na Satana, mai ispitește și de data asta. Pe ce să mai ispitești? Hristos, noi știm, Evrei 2 și Evrei 4, el a fost ispitit, dar fără păcat. Era cu neputință ca Iisus Hristos să păcătuiască, la fel cum spune fapte 2, era cu neputință ca moartea să-L ține pe Hristos. El e Dumnezeu, El a fost Dumnezeu și mereu va fi Dumnezeu, una cu Tatăl, la același statut cu Tatăl. În Coloseni 2:9, toată plinătatea dumnezeirii locuia în Hristos. Deci nu există ca motiv pentru care Hristos îl numește pe Tatăl mai mare decât El. Este că Hristos ne slujește nouă Tatălui. De-aia. Nu pentru că Hristos îi slujește Tatălui pentru El. El n-avea cum. Ba mai mult, știați că Dumnezeu Tatăl îi dă slavă lui Iisus Hristos? Da, este scris. În Ioan 8, versetul 54, Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește. El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. Dumnezeu îi dă slavă Fiului, Fiului îi dă slavă Tatălui, Duhul Sfânt îi dă slavă Fiului și îl înalță în oameni. Duhul Sfânt îi dă slavă Tatălui, Tatăl îi dă slavă Fiului și îl trimite în lume. Ei sunt egali. Și când zic de ei, mă refer la cuvântul noi, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Așa cum spune în Ioan 14, versetul 23, trebuie răspuns, Iisus le-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Noi, Isaia 6, pe cine să trimitem pentru noi? Mă înțelegeți? Apropo, știați că în Isaia 6, când Isaia a auzit Sfânt, 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 l-a văzut pe Iisus Hristos? E vorba de Iisus acolo. De unde știu? Ioan 12:41. Ioan 12:41. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Care e el? Versetul 37. Și totuși, când făcuse așa de multe semne înainte lor, tot nu credea în el. E vorba de Hristos. Isaia l-a văzut pe Hristos, dragilor. Ioan 17:5, Domnul Iisus în rugăciunea lui Tatălui spune, acum Tată, proslăvește-mă la tine cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Eu nu o să te rog astăzi să-L faci pe Iisus Hristos Domn. El e Domn. El a fost Domn și problema ta dacă nu te pocăiești.
El ți-a dat viață, ți-a viața oricum. Când vrea El, ți-a viața. Noi, nu există să murim dintr-o întâmplare, murim că Dumnezeu ne ia viața. În Psalmul 139 spune foarte clar că ei sunt scrise zilele mele, tu știi sfârșitul, tu știi totul. De când eram un plod, ba mai mult. Citind aceste lucruri, mi-am dat seama că Hristos e numit Fiul omului. De ce om? Pentru că era nevoie de un descendent al omului să reprezinte omenirea. Pentru că primul descendent al omului, Adam, a căzut toată omenirea. A venit al doilea descendent al omului, Dumnezeu, Hristos și om, n-a căzut, înseamnă că e o speranță. În Roman 3:4, Dumnezeu este judecat. Nici de cum, din potrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris. Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biritor când vei fi judecat. Dumnezeu e judecat. Cum adică e judecat? Pe lângă faptul că mulți susțin de ce, dacă Dumnezeu este dragoste, de ce lasă tsunami, de ce lasă asta. Nu, întrebarea n-ai pus-o corect. Întrebarea următoare e corectă. Cum poate Dumnezeu să știe tot ce ai făcut până ieri și să nu te fie omorât azi noapte în somn? Asta înseamnă Dumnezeu. De ce? Pentru că conform 2 Petru 3:9 dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dumnezeu e judecat, știți cum? Satana a păcătuit și Dumnezeu a spus iad veșnic. Dumnezeu a rămas drept, Satana nedrept, nu-i așa? Omul a păcătuit și Dumnezeu îi dă o promisiune, Geneza 3:15. Și Satana ar putea să spună, unde-i dreptatea ta? Stai un pic, unde e dreptatea ta? Pentru că eu am păcătuit, mă trimiți în iad, dar omul a păcătuit și tu nu-l trimiți în iad. Îi dai o promisiune, unde e dreptatea ta? Dumnezeu îl alege pe Avram și cum îl numește pe Avram? Prietenul meu, un mincinos care a mințit că nevastă sa-i soră sa și că s-a culcat și cu Agar. E numit de Dumnezeu prietenul meu. Păi stai un pic, unde e dreptatea ta? Tu te identifici cu un mincinos? Și alege un popor Israel numit poporul meu, un popor idolatru și prea curvar. Unde e dreptatea ta, Dumnezeul? Și îl alege pe David. Cum e numit David de Dumnezeu? Om după inima mea, un ucigaș și un prea curvar. Tu te identifici cu astfel? Unde e dreptatea ta? Și astfel Dumnezeu este judecat. Și Dumnezeu spune, știți cum eu i-am iertat pe oamenii din Vechiul Testament și cum eu am putut să-i susțin și să mă identific cu ei? Roman 3:25. În Hristos, pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai înainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate dreptatea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum, versetul 26, să-și arate neprihănirea Lui, dreptatea Lui, în așa fel încât să fie drept, să fie neprihănit, și totuși să socotească drept, neprihănit, pe cel ce crede în Iisus. Wow. Dumnezeu, știți cum? El l-a luat pe Hristos, l-a ridicat public pe o cruce, înaintea demonilor, înaintea Satanei, înaintea Sfinților Îngeri, înaintea mea, înaintea Tatălui, înaintea oamenilor din Israel și înaintea neamurilor. Și eu, Dumnezeu, l-am omorât pe Hristos pentru păcatele lumii, trecut, prezent și viitor. Pentru că oricine crede în Hristos să rămână drept înaintea mea și eu rămân drept. Oricum cineva trebuia să moară. Cineva trebuia să plătească iadul, ori noi în iad, ori Hristos la cruce. Pentru că mânia aia, ăsta e motivul pentru care în Luca 22, versetul 42, Hristos în grădina Ghețiman spune: dacă voiești, Tată, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Ce era în pahar? Păi erau mai multe lucruri, dar vreau să pun accentul doar pe aceste trei. Și cred că astea sunt îndeajuns. În pahar erau blestemul tău și al meu. Galateni 3:13. Dumnezeu, Hristos, s-a făcut blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine, este atârnat pe lemn. Deci în pahare la blestemul tău și al meu, blestemul care scrie în Deuteronom 27 și Deuteronom 28, toate blestemele care trebuia să cadă pe tine și pe mine, pentru că l-am necinstit pe Dumnezeu. Ce mai era în pahar? Era păcatul tău și al meu. 2 Corinteni 5:21. Dumnezeu l-a făcut păcat pe Hristos pentru tine, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat,
Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Hristos a devenit blestem, blestemat. Hristos a devenit păcat. Ce era în pahar? Psalmul 75, versetul 8. Mânia lui Dumnezeu. În mâna Domnului este un potir care fierbe, un vin plin de amestecătură. Când îl varsă toți cei răi de pe pământ, sug, îl sorb și îl beau până la fund. Mânia lui Dumnezeu care clocotea de veacuri, care era gata. Despre ce mânie vorbește Aline? Despre Ioan 3:36. Ioan 3:36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul n-are viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cuvântul rămâne înseamnă că în prezent este. Corect? Ca mânia lui Dumnezeu să se ia de pe om, trebuie ca mânia aia să se consume undeva. Mel Gibson, care a făcut acel film Passion of Christ, sau Patimile lui Hristos, cu toate, tot chinul care l-a făcut acolo și l-a bătut romanii pe Hristos, cum se susține acolo, n-a putut să descrie un lucru și nu poate asta, pentru că acest lucru poate fi prezentat doar prin propovăduirea crucii, așa cum scrie la voi. Noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit. Despre ce lucru? N-a putut să descrie mânia lui Dumnezeu. A descris romanii, l-au bătut, fariseii l-au scuipat și sinedriul. Dar unde e mânia lui Dumnezeu prin care noi suntem mântuiți? Tu nu ești mântuit prin faptul ceea ce a făcut romanii lui Hristos. Tu ești mântuit prin faptul ceea ce a făcut Dumnezeu lui Hristos. Întrebarea e următoarea. Cum sunt satisfăcute aceste trei atribute ale lui Dumnezeu? Drept, sfânt și dragoste. Sfânt, așa cum spunem Psalmul 5:4, cum am citit. Cel rău nu poate locui lângă tine. Așa cum spune în Isaia 59, versetul 1 și 2. Nu, mâna Domnului nu este prea tare, prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Cine legile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre îi ascund fața. Între noi este un zid de despărțire, Dumnezeu nu te poate îmbrățișa până nu rezolvă problema păcatului. Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu Fiul, Hristos, trebuie să-i satisfacă sfințenia. Unde i-o satisface? La cruce. Când? Când Dumnezeu Fiul strigă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Tu ești sfânt, eu am devenit vierme. Psalmul 22, versetul 6. Psalmul 22, versetul 6. Dar eu sunt vierme. Am ajuns la o cara tuturor. Atributul dragoste. Hristos trebuia să-i satisfacă atributul dragostea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:19. 2 Corinteni 5:19. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Cum se face așa ceva? Dumnezeu e Dumnezeu. Hristos îi satisface sfințenia, îi satisface dragostea. Atributul dreptatea. Hristos trebuia să-i satisfacă dreptatea lui Dumnezeu ca să ne accepte pe noi. Isaia 53, versetul 10. Dumnezeu l-a zdrobit prin suferințe. Dumnezeu l-a omorât pe Hristos. În Ioan 18:6, Hristos spune, pe cine căutați? Pe Iisus. Eu sunt. Buf! Au căzut toți la pământ. Și după aia, în versetul 12, zice că l-au luat și l-au legat. L-au legat. Cum adică l-au legat? S-a lăsat legat. Dumnezeu îl omoară pe Fiul. Pentru tine. Pentru că noi am avut o problemă cu Dumnezeu. Noi n-am avut o problemă cu altcineva, decât cu Dumnezeu. Și astfel Hristos stă între noi și Dumnezeu. Un tată și-a luat Fiul la muncă. El lucra la poduri. Când ridica podul, trecea trenul. Când cobora podul, treceau mașinile. Tati, vreau să apăs eu pe buton când vine următorul tren, să ridic podul. Bine, fiule, a apăsat pe buton. La un moment dat mănâncă ei ce fac acolo, la un moment dat îl sună de la o companie și spune, ridică podul ca să treacă un tren, e un marfar. Bine, ridic. Și chiar când se apese pe buton, își vede fiul că se joacă între roatele podului, între acele scripete și ce erau acolo. Și pentru că nu putea să-l mai cheme pe acel fiu să uite la el și vede trenul și știa că dacă n-apasă se termină totul. A apăsat pe buton și a văzut fiul zdrobit. A trecut trenul și omul să uite așa la tren cu lacrimile în ochi, în hohote și urlând. Și la un moment dat, în mijlocul trenului era și un restaurant și oamenii ciocneau șampanie. Și nici nu știau că fiul a murit. Și noi ne purtam, ce făceam noi? În Isaia 53, versetul 4.
Eram ca niște oi, fără minte, eram în stânga treapta. Totuși el, versetul 3, de la versetul 3. Isaia 53, versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la ei și noi, de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit pentru păcatele lui, dar el era pentru păcatele noastre, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. Pedeapsa cui? Și prin rănile lui suntem temăduiți. Noi rătăceam, versetul 6, ca cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, ăia ciocneau pahare. Dar Domnul, Dumnezeu, a făcut să cadă asupra lui Hristos nelegiurea noastră tuturor. Dragilor, voi înțelegeți cât de mult ne-a iubit Dumnezeu și noi ne tragem cu Dumnezeu de șiretă. Eram în camera mea când am înțeles aceste lucruri. Am început să strig la Dumnezeu și spun, dacă Tu ai făcut aceste lucruri și pentru mine și m-ai inclus în jertfa Ta, cred că sângele Tău este singura posibilitate pentru mine. M-am săturat ca să trăiesc în păcat și să fac ceea ce fac. Schimbă-mă, Doamne, dacă Tu mă schimbi, te predic oriunde. Polițai vameși, pastori oameni, pe stradă, în adunări, în case, unde vrei Tu te predic. Numai schimbă-mă, Doamne, fă ceva, nu mai suport păcatele. Atunci Duhul Sfânt a venit prin credința în Hristos. Și când a venit Duhul Sfânt, din momentele alea n-am mai fost la fel. Am fost născut din Duhul Sfânt. Când am fost născut din Duhul Sfânt, dragilor, femeile au început să mă sune să mă culc cu ele. N-am mai putut. Băieții au început să mă sune să mă duc în același club cu ei. N-am mai putut. Nu pentru că erau pocăiți în spatele meu și mă înghioldea cu un arac. N-am mai simțit asta. În Marcu 2, primele 12 versete, e vorba de un slăbănog și Hristos spune, slăbănogule, păcatele sunt iertate. Blasfemiez, cum să? Ca să vedeți că eu pot să iert păcatele, ție îți poruncesc, ridică spatul și umblă. Când Hristos te iartă, te schimbă. Dacă eu acum veneam, exact acum veneam gâfâind pe ușa aia, fraților, mă iertați că am întârziat, am făcut un accident, ne-am rostogolit, un tir a intrat în noi frontal și ne-am rostogolit de vreo 30 de ori. Dar n-am nicio zgârietură, fraților. Probabil din chestia asta are și doar două lucruri logice, ori sunt nebun, ori sunt mincinos, pentru că e imposibil să intri în coleziune cu un obiect atât de puternic fără să fii schimbat. Corect? Capul spart, mâna ruptă, paralizat sau poate chiar mor. Păi tu care susții că te-ai întâlnit în coleziune cu Iisus Hristos și nu ești schimbat, nu ești mincinos? Nu te înșeli tu? Ce mai mare, Hristos sau un tir? Dragilor, când eu m-am întâlnit cu Hristos, am fost schimbat. 2 Corinteni 5 cu 17, real. Că și cel ce este în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă nu s-au făcut noi, tu nu ești în Hristos. Poți să te înșeli. De-aia spune Iacov 1 cu 16. Iacov 1 cu 16. Nu vă înșelați. Versetul 22. Nu vă înșelați. Versetul 26. Nu vă înșelați. De 3 ori spune în același capitol, nu vă înșelați. Înșelându-vă singuri. Dragilor, posibil să ne înșelăm. 2 Corinteni 13 cu 5. Un an de zile am mâncat Biblia asta. Un an de zile. După un an de zile mă sună cei de la Capatos, am auzit că te-ai pocăit, vină la noi. Lăsați-mă să mă rog, să văd dacă mă lasă Dumnezeu. Cred că au înțepenit ea, că eu de fiecare dată când mă sunam, mă duceam. Pe cum să te rogi? Păi normal că trebuie să mă rog, pentru că acum nu mai mă duc în numele meu, mă duc în numele Lui. Pentru prima oară în istorie, la un show păcătos, asta e și ironia, nu-i așa? Un show păcătos, așa se numește emisiunea depravată, cea mai depravată, cred că. Cortina s-a dat la o parte numele Lui Iisus. Și am pășit și am stat pe scaunul celor bajocuritor, Psalmul 1. Dar de data asta eu nu mai eram un bajocuritor. Când Stoian cu Capatul spunea întrebare, eu mă rugam, Doamne, mai dăm un verset. Și apropo, Luca 12 cu 12, real. Că chiar în ceasul acela Duhul Sfânt ne va da și va trebui să vorbim. Duhul Sfânt a dat. Ei mi-a dat 20 de minute, dar când au văzut rating-ul, mi-a dat o oră și ceva. O oră și câteva minute. Hristos a fost proslăvit. Citind în Scriptură, am primit chemarea să lucrez full-time, dacă înțelegeți acest lucru, în continuu. Adică fără să mă duc să mă angajez undeva și să mai și predic. M-am gândit, mai ales chemarea mea, cred că am primit-o mai ales în 2 Timotei 3 și 4, unde spune să fac lucrul unui evanghelist. Mi-am dat seama, mă duceam în cămile,
Mergeam în cămine, studențești, băteam la oșele, predicam Evanghelia. Opream lumea pe stradă, am început să iau amplivoxul să mă duc. Opream poliția pe stradă. Am trecut în foarte multe, binecuvântat să fie în numele Hristos. E vorba de chemare aici, foarte clar. Cineva din adunare, o femeie, spune: trebuie să mă rog pentru tine ca Domnul să-ți dea un job, să lucrezi, să faci bani, că acum te-ai lăsat de iluzionist. Păi zic, nu vă mai rugați, zic că deja am un job. Ah, da, wow, unde lucrez? În via Domnului. Mulți pastori din România m-au trimis să muncesc. Știați asta? Să mă duc să muncesc 8-10 ore pe zi ca să am bani, ca să îmi fac bani. Păi eu vă întreb, n-am avut o grămadă de bani toată viața, n-am fost rob al banului, să mă duc acum iară să fac bani? Dar mulți dintre ei erau și geloși, ca să mă trimite la plimbare, să mă țin ocupat. Dar eu nu vreau să fiu ocupat decât cuvântul Domnului, am primit foarte clar. Luni de zile după ce am fost mântuit, am mai continuat să fac iluzionism, pentru că a fost greu, credeți-mă, mi-a fost foarte greu să las 1000 de euro într-o oră. Câți bani puteam să fac într-o săptămână sau într-o lună? Voi vă dați seama? Credeți că mi-e îndepocăiții mai mult de 1000 de euro într-o oră? Credeți că îndepocăiții 100 de euro într-o oră? Dar cât mă plătesc pocăiții? Voi mă înțelegeți, dragilor, că aici nu e vorba de bani? Că dacă era vorba de bani, veneam în America și spuneam niște mărturii din astea așa, cu pisicuțe și niște dragoste și nu știu ce, toți aplaudau și mai dădeau bani. Dar eu le spun pastorul să se pocăiască. Și le spun, nu mai umblați după show și după worship și după chestii din astea. Băi, dragilor, lucrurile sunt cum sunt. Și așa trist sunt. Bineînțeles că nu poți să-i schimbi pe toți, e vorba de sistem. Dar poți să-i schimbi pe unii. Hristos îi schimbă în vederea că Hristos îi va trezi pe unii. Așa cum spune în Efeseni, capitolul 5, versetul 14, de aceea zice: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Treziți-vă odată! Mereu suntem atât de imaturi și trăim și stăm. O, măcar dacă am înțelege odată Evanghelia lui Hristos să ne pocăim. Mi-aduc aminte, eram născut din nou, mergeam la spectacole și ridicam obiectele alea și nu mai aveam pace. Și mă întrebam de ce nu mai am pace, nu mai am fler, nu mai puteam să am flerul ăla. Și Hristos spune, te-am chemat să fii gură. Da, Doamne, dar eu nu pot, eu trebuie să am și salariu, de unde lucrez? Și îmi venea versete, fraților, e bine să știi Scriptura, vin versete în cap. Duhul Sfânt, așa cum spune în Ioan 14, versetul 26. Ioan 14 cu 26, Duhul Sfânt, dar Mângâietor, adică Duhul Sfânt pe care va trimite Tatăl numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Păi din ce să-mi aduc aminte dacă eu nu citesc Scriptura? De-aia spune în 1 Timotei 4, Timotei, până voi veni, versetul 13. Până voi veni, ia seama bine la citire. Cum adică la citire? Păi citește Scripturile. Pentru că eu v-am învățat cu Apolo să nu treceți peste ce s-a scris, așa cum spune în 1 Corinteni 4. Lucrurile sunt cum sunt, astfel. Citind toate aceste lucruri, eram în această situație. M-am luptat cu Hristos să mai fac iluzionism. Și eu spuneam, Doamne, eu nu vreau să mă las de iluzionism. Doamne, eu vreau să mă las de iluzionism. Era starea aia. Fă, Doamne, ceva. Și am început să mă rog, pentru că atât de vroiam voia lui Dumnezeu să mă rog, Tată, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Tău ce Sfânt, taie-mi un deget. Ia-mi dexteritatea. Pentru că eu nu pot, fă ceva, Doamne, fă ceva. Binecuvântat să fie în numele lui Hristos, că El nu mi-a tăiat un deget, ci mi-a tăiat din inimă. Păi când Hristos le taie din inimă. Am luat o parte din sculele, am dat înapoi la manager cu mașină cu tot. Managerul meu mi-a spus să-ți iau tot. Păi zic, poți să iei, acum trăiesc pentru Hristos, a terminat. O parte din sculele le-am trimis înapoi la furnizor, de unde le-am cumpărat. O parte din sculă m-am dus pe câmp, cu ce mi-a rămas. Și le-am dat foc. Am îngenunchiat înaintea lui Hristos, în 1 Timotei 2:8. Vreau doar ca bărbații să se roage în orice rog, ridicăm mâini curate spre cer, fără îndoiel și fără mânie. Hristos m-a schimbat, dragilor. Din momentul ăla niciodată n-a mai fost la fel. Este o făptură nouă atunci când Hristos schimbă. Întrebarea e următoarea, pe tine te-a schimbat? Ești conștient și mai suntem noi conștienți de Evrei 12 cu 14? Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul? Ești conștientul de Roman 6 cu 22? Dar acum, odată ce ați fost 6 cu 22, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, și v-ați făcut robe al lui Dumnezeu, aveți ca rod
sfințirea. Nu veți avea, scrie Biblia. Aveți, în prezent. Te întreb, ești sfânt. Aveți ca rost sfințirea aia, ca sfârșit viața veșnică. În Fapte 19. Demonii spuneau oamenilor, pe Pavel îl știu, pe Iisus îl cunosc, dar voi cine sunteți? Te întreb, te cunosc demonii că ești al lui Hristos? Tremură demonii când te rogi, când postești, când predici. Când a fost ultima oară când l-ai predicat pe Hristos? Eu cu engleza mea de baltă, când mă duc la supermarket aici în America, îl predic pe Hristos sau pe unde mă duc? Și ori de câte ori. Păi dacă cu engleza mea de baltă poți să-l predici pe Hristos, tu care știi mai bine engleză decât mine, tu nu poți să-l predici pe Hristos? Păi noi zicem că îl iubim pe aproapele nostru sau că îl iubim pe Dumnezeu, Matei 22 cu 37. Iubiți-l pe Domn Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot cugetul, cu tot și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi dacă îl iubești pe aproapele tău, îl lasă să ducă în iad? De aceea, treziți-vă! Hristos spune, pucăiți-vă! Lăsați-vă de toate faptele nelegiuite și eu vă voi primi. Așa cum spune în 2 Corinteni 6, este un pasaj extraordinar. 2 Corinteni 6, spune așa, de la versetul 17. De aceea ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Când am înțeles Evanghelia, mama vine la mine și îmi spune, am scris pe perete cu markerul direct pe lavabilă, că își despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan 15 cu 5, a doua parte. Că își despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și mama spune, Aline, ce s-a întâmplat? Că am auzit că sora ta a văzut pe internet că tu ai postat pe site-ul tău de iluzionist că tu te lași de totul. Și plângând îmi spune, Aline, nu te lăsa, că te râde lumea și ce o să spună lumea? Și îmi venea în minte versete ceva de genul Marcu 8 cu 38. Marcu 8 cu 38. Pentru că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam preacurvat și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Păi ție-ți pasă mai mult de ce zice lumea sau de ce spune Hristos? Te-ai gândit vreodată cum te vede Dumnezeu? Și astfel am zis, mamă, cu lacrimi în ochi, mamă, gata, eu trăiesc pentru Hristos, a terminat. Dar aveam o limuzină albă, până i-am dat-o managerului meu, până mi-a luat-o, am scris pe ea, cu toate că era scris Alin Blay Magic Show, am scris pe spatele ei cu litere așa mari roșii, pocăiți-vă și credeți în Iisus. Lumea credea că-s nebun. Și, într-adevăr, am devenit nebun pentru Hristos. De ce? Pentru că atunci când Hristos schimbă un om, schimbă. Dar mulți dintre noi ne-am schimbat pe noi. Să știi că tu nu mergi în rai că te-ai schimbat tu. Tu te schimbi, lași unele lucruri, le iei pe ele, la alte. Pocăința nu înseamnă să lași păcatele și să vii la Hristos, ci pocăința înseamnă să vii cu păcatele la Hristos și Hristos te lasă de păcate și atunci niciodată nu o să le mai iei. Că dacă tu le lași, le lași pentru un timp și te duci înapoi la ele. Și ești rob al păcatului. Ce seamănă omul, aceea va și se cera, Galateni 6 cu 7. Dragilor, întrebarea este dacă te regăsești în Galateni 6 cu 14. Cel mai frumos. În ce mă privește? Departe de mine gândul să mă lau cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Wow. Cu ce te lauzi, omule? Cu crucea lui Hristos trebuie să te lauzi. Tu înțelegi ce spun? Voi iubi trista vechea cruce. Te întreb dacă mai... Când a fost ultima oară când te-ai rugat în odăița ta, Doamne, fă-mă ca Tine? Crucea lui Hristos. În Filipeni, capitolul 3, Pavel spune, le folosesc toate gunoaie. Toate le folosesc gunoaie, ca să îl câștig pe Hristos. Pa mai mult, Moise spune în Evrei, capitolul 12, cu toate că era unul dintre cei mai bogați, zice că n-a vrut, a refuzat bogățiile faraonului și Egiptului și spune, s-a uitat la Hristos să sufere lucrurile lui Hristos și prigoana lui Hristos. Noi așa de mult iubim lumea, să nu ne regăsim să fim cumva ca nevasta lui Lot. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și în Luca 9 spune, cel ce pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Nici măcar ca Lot nu trebuie să fii, cu toate că a fost neprihănit, dar Lot a avut o problemă și a crescut copiii în Sodoma și Gomora. Și știți că l-a îmbătat pe Lot și s-a culcat cu Lot. Și ce a făcut? Lot și ce a făcut? Zăbovea, spune Biblia. Citiți în Geneza 18 și 19, zăbovea. Îngerul l-a apucat de mână.
Omule, de ce zăbovești cu lucrul acestei lumi? De ce ți s-a lepit inima așa de lucrul acestei lumi? Leapădă! De ce? Pentru că în Luca 14 cu 33, tot, zice Hristos, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Am lepădat tot, dragilor, nu pentru că eu sunt ceva, ci pentru că Hristos m-a schimbat. Am înțeles că trebuie să pun pe altarul Duhului Sfânt totul. Pune tot, Hristos te iartă. El a promis că te iartă. El a promis că face lucruri mari prin tine. Pocăiți-vă, credeți în Evanghelie, pentru că acesta care a fost omorât de Tatăl, a fost înviat de Tatăl. Dacă El este viu, te întreb dacă trăiește viu în tine. Dacă El s-a înfățeșat cu sângele Lui, Evrei 9, în raiul lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, cu sângele Lui a plătit, înseamnă că e de ajuns. Crede! Probabil la anul de Revelion nu toți mai suntem pe aici. Murim. Să știți, eu numai ieri, la 104,7 temperatura, simțeam că iau razna. Oamenii ăștia au văzut cum mă văietam în pat. Și am început să-i cânt lui Hristos acolo, Doamne, și cântam eu pe acolo. În nebunia aia, în febra aia, nu știu cum să vă numesc. Trecem iute. Mulți dintre noi am fost mai aproape de moarte decât alții. Dragilor, sunteți pregătiți să treceți dincolo. Ce mai trebuie adăugat? Vă rog, în numele lui Hristos, 2 Corinteni 5:20, vă rog fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că nimic întinat nu intră în rai. Nimic. Și dacă eu am putut și pot tot în Hristos, Filipeni 4:13, puteți și voi. Și dacă eu pot să spun 1 Corinteni 11:1 și eu pot să spun ca și Pavel, călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, și tu poți să spui, nu că eu sunt ceva sau că Pavel e ceva, Hristos este în noi nădejdea slavei. Dragilor, atât am avut de spus. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea ca apreciez tare mult, tare mult, felul cum m-ați primit. V-am mai spus eu că eu sunt obișnuit să fiu dat jos de la învoane. Rugați-vă pentru fatele păstor, este un scump. Voi m-ați răbdat. Dar acum vreau să vă pun o întrebare. Nu v-am arătat eu verset cu verset? Nu sunt eu schimbat de Hristos? M-a schimbat oamenii sau m-a schimbat Hristos? Păi dacă m-a schimbat oamenii, nu mai eram robul lui Hristos, Galateni 1:10. Voi mă înțelegeți? Vă rog eu frumos să înțelegeți ce am vrut să vă spun. Că cel omul intră în rai doar dacă este născut din nou. Omul este născut din nou doar atunci când se pocăiește și crede în Hristos. Și atunci când îl are pe Hristos, trăiește diferit. Aș vrea, dacă se poate, ca fiecare din voi, nu știu, cine are pe inimă să se roage, iar eu voi încheia cu rugăciune. Care să se pasă pe sine, ajută-mă să păstoresc, Doamne, turma Ta pe care mi-ai încredințat. În numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Amin. Doamne, am gândit cu privire la Evanghelie, cu privire la cuvântul Tău, că doar citindu-L în odăița noastră, așa precum ne-ai vorbit, ne-ai îndemnat, este de ajuns. Dar acum, găsindu-mă aici, amintindu-mi de cuvintele care le-am găsit în ceea ce Tu ai spus, că nu este de ajuns, ci că trebuie să te cunoaștem pe tine. Și Pavel chiar
a spus aceasta și Doamne, ce-am putea să spunem decât ai milă de lor. Căci așa de ușor ne duce cât un duh și ne pomenim, Doamne, că trecem pe unde niciodată n-ai fost Tu acolo. Doamne, mulțumim pentru mărturia Domnului Iisus. Mulțumim că încă din veșnicie Te-ai gândit la noi oameni. Ne-ai văzut nimicia și ne-ai primit în harul Tău, ne-ai pregătit loc cu Tine în veșnicie. Doamne, nu ne lăsa, fă-ne să fim mărturie în numele Domnului Iisus, să putem să ne bucurăm de harul ce ni l-ai dat. Doamne, de asemenea, sunt între noi și în familii, poate mai mult copiii, care nu-și dau seama, pentru că care este Evanghelia ce le-am arătat? Doamne, suntem aici pe pământ străin și ne este greu. Am dorit mai mult să putem, am dorit mai mult să lucrăm, dar fără Tine, Doamne, nu pot. Doamne, ai îndurare de noi. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, unește biserica, Doamne, în Duhul Sfânt, fă-ne să simțim nașterea din nou, fă-ne să simțim că ești la lucru cu noi. Ai milă, Doamne, nu ne lăsa, Te rugăm, în numele Domnului Iisus. Sunt mulți dintre noi care se zbat și au călcat în cursa diavolului. Doamne, am fi dorit să fim printre ei și să putem să spunem doar un cuvânt din partea Ta, ca să le fie de mărturie și să le fie o mână întinsă spre a fi mântuiți. Doamne, Te rugăm, ajută-ne și în continuare, dă putere prin cuvântul Evangheliei, prin fratele păstor și toate acele vase de lucru pe care Tu le folosești, oriunde am fi, Doamne, să ne aducem aminte de Tine, să-Ți binecuvântăm numele, să-Ți mărturisim numele. Mulțumim, Doamne, pentru har, mulțumesc pentru fratele Alin Lolos. În numele Domnului Iisus Te rugăm să fii cu noi în continuare. Amin. Amin. Mulțumim, Tată Bun, și pentru seara aceasta. Mulțumim, Doamne, că ai tras un semn de alarmă și pentru noi pocăiți, care am stat, Doamne, și care am luat pe Tăi lăturate. Doamne, Te rugăm să ne ierți. Te rugăm să ne primești așa cum suntem. Și, Doamne, Te rugăm, Doamne, să ne apropii mai mult de Iisus. Să-L cunoaștem pe El și puterea vierii. Ajută-ne la aceasta. Binecuvintează-ți rogul de călătorie. Dă-i putere, dă-i înțelepciune și ajutor. Doamne, oriunde va fi și oriunde va da, propovede cuvântul Tău. Iisus să fie centrul și Iisus să fie totul. Amin. Amin. Stare de binecuvântat și eu și îți mulțumesc pentru Evanghelia curată de seara ta și de Evanghelia. Doamne, este cu recutință că în multe din aceste versete fratele intrat aici, să nu ne fi regăsit că unde am împlinit. Doamne, iată! Amin! Să ne împlinim fiecare cerere noastră. Amin! Ajută-ne, Doamne, să nu vedem pe cel de lume noi, care are nevoie de Tine și noi avem nevoie de Tine fiecare. Da. Amin! Doamne, Te rog să lucrezi la inima noastră fiecare, dar să se ne abuse. Să lucrăm mai mult pentru Tine. Amin! Întărește în continuare pe fratele Alin. Amin! Doamne, Dă-i putere să se ridice numele Tău oriunde și cu orice ocazie. Doamne, dacă uzi, îl primesc. Doamne, Tu știi mai bine, Doamne, și cercetează Doamne aceștia. Și nu-i lăsa în starea aceasta, Doamne. Pentru că prezintă o Evanghelie curată, Doamne, ar trebui să ne bucurăm de lucrul acesta și să primim curat. Doamne, trebuie să-i răzbătești fratelarii. Doamne, mulțumesc familia și pe el, Doamne. Și îți mulțumim în numele Domnului Dumnezeu pentru tot ce ai făcut și faci. Amin.
Mulțumim, Doamne, Tatăl nostru, care cerul pentru seara aceasta binecuvântată, care a putut Doamne nostru Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, pentru trecul sau pe Alin, Doamne, care te-a primit pe tine, Doamne, ajută-ne ca să luăm exemplul ăsta, Doamne, deși poate de multe ori, Doamne, noi am crezut că suntem așa cum tu dorești, dar tu vrei să ne ieși, pentru că de multe ori am rugăm, Doamne, să îl binecuvintez pe el și pe el, Doamne, ca mărturia lui, Doamne, să fie pentru mulți, Doamne, să poate să se întoarcă, Doamne, să fie pentru mulțumim pentru toate. Amin. Amin. N-ai vrut să ne omori și încă suntem vii, Doamne, și suntem aici în adunarea Ta, Doamne, și Tu nu vrei să mergem în iad, noi nu vrem să mergem în iad, ajută-ne să ne pocăim. Dă-ne Duhul Tău ce sfânt și cercetează-ne, Doamne, așa cum poate n-am vrut să fim cercetați. Cercetează-ne, Doamne. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să Te iubim, să ne lepădăm de tot ce e rău, tot ce se pare rău, să facem odată ce este scris, Doamne, și să fii cu adevărat Domnul și Mântuitorul nostru. Te binecuvântăm, Doamne, că nimeni nu-i ca Tine și Tu ai suportat mânia Tatălui, Doamne, și ai murit pentru noi, ai înviat, Doamne, și mijlocești în vecii vecilor la dreapta Tatălui. Ce har ne-ai dat, Doamne, să Te cunoaștem. Mă rog, Doamne, ca în timpul cât mai trăim, să trăim calitativ, Doamne. Mă rog în special pentru pastorul acestui adunări să rămână ferm așa cum trebuie să fie, Doamne. Și indiferent ce se întâmplă, să nu se abată și nu-l lăsa să se abată, Doamne. Mai bine cercetează-l de încă de acum, Doamne, decât să abată. Nu lăsa, Doamne, ceea ce am văzut în multe adunări, Doamne. Dă har! Dă har bisericilor care trebuie să se trezească, Doamne, și să trăiască cum trebuie pentru Tine. Te mai rog pentru acești membri ai acestor adunări să îi păzești de satana și de atacurile demonice, păzește de erezii, Doamne, păzește, Doamne, în familiile lor, ca ei să fie, Doamne, bărbații să fie capi și să fie preoți, Doamne, cu adevărat, Doamne, și femeile să-i susțină și să fie supuse. Mă rog să citească cuvântul Tău des în familie. Mă rog ca copilașii lor, Doamne, să Te cunoască și la vremea potrivită, dacă e voia Ta, alege dintre ei ca să predice cuvântul Tău la această generație. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai ales, Doamne, și știm că ne-ai schimbat, Doamne, ne-ai dat Duhul Tău și această nădejde nu înșală. Ți-aduc slavă și cinste, Mângâietorule, mâniosule Tată, serios Tată și neprihănit Tată, nimeni nu-i ca Tine, Doamne. Și Tu locuiești într-o lumină, Tu te învelești cu lumina în care nimeni nu poate păși, Doamne. Și totuși vom păși în această lumină, în Hristos, care Tu ne-ai dat lumina vieții, Doamne. Ce har ne-ai dat, îți mulțumim, Doamne, și ajută-ne ca cu viețile noastre să-Ți arătăm, Doamne, că vrem, Doamne, mai mult să fim sfinți, Doamne. Îți mulțumesc pentru felul cum Te-ai purtat cu mine și în această zi, Doamne. Mă rog, Doamne, să ne despărțim prin harul Tău și dacă e voia Ta să ne mai întâlnim și până vei veni Tu sau până noi vom închide ochii, ajută-ne să trăim cum vrei Tu. În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Puteți să luați loc.
Mulțumim, Alin. Domnul să te binecuvinteze. Cel puțin eu am rămas în seara aceasta cu un semnal de alarmă în dreptul meu și cred că fiecare dintre noi, și acel semnal de alarmă este pocăință. Pocăință în dreptul păstorilor, pocăință în dreptul celor pocăiți, pocăință în dreptul celor nepocăiți. Domnul să ne ajute să primim în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că fără pocăință și această naștere din nou despre care am auzit, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Amin. Vreau să încheiem seara aceasta cu cântarea Pocăință, pocăință, Tu ne apropii către cer. Timp în care ne vom închina Domnului și cu doarele noastre. Cred că seara aceasta, chiar dacă am depășit timpul nostru normal, nu îl avem în fiecare zi pe Alin Lolos împreună cu noi și cred că seara aceasta, așa cum spuneam, este un câștig
spirituală pentru fiecare dintre noi. De aceea mulțumim Domnului pentru o seară ca și aceasta, mulțumim Domnului pentru fratele Alin și pentru modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui și ne rugăm Domnului ca să-L ajute, indiferent de ce spun unii sau alții, să rămână cu aceeași râvnă și cu același curaj când e vorba de Dumnezeu și de Evanghelie, de Cuvântul Domnului. Apostolul Pavel spune să căutăm, dacă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, spune Pavel să căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. Acesta este obiectivul și scopul meu, ori de câte ori mă ridic înaintea Domnului, înaintea bisericii sale, caut să vorbesc în așa fel încât să plac nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, spune cuvântul care ne cercetează inima. Și mai mult de atât, Alin, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, ori de câte ori te ridici înaintea lui și înaintea oamenilor, să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte întotdeauna drept, așa cum ai făcut-o și în seara aceasta, cuvântul Domnului, cuvântul adevărului. Amin.